3, 2, 1, hai! Sari! I believe I can fly. Bine ați venit la noul episod din Deci, dacă mierita au învățat să zboare ca o rândunică. Dar mai întâi, haideți să începem cu un TikTok foarte interesant. Ia uitați despre ce este vorba. Surprise! Avem nevoie de ceva lichid. Am luat sticla asta de Fanta, că pare mai interesantă la culoare, și de o cană. Ați văzut? Haideți să vedem cum a făcut doamna respectivă de și a putut turna aici suc și când să-și toarne în cap, a curs apă. Dar ei trebuia să-i curgă suc totuși. Haideți să vedem cum a făcut, da? Da. Prima dată, Erica. Hai că te filmez, da? Vin și eu aici și fac așa. Ai să iei, uite așa, zâmbind, uite așa, iei cana și ai văzut cum face și doamna, face așa. Da? Deci exact așa, reacția așa trebuie să o ai. Întâi te înregistrăm filmulețul în memoria telefonului. Hai, da. Începem, da? 3, stai așa, stai. Asta va fi ordine, fiți atenți cum a procedat. Hai, începem. Torni acolo în cană. Super! Așa. Și acum, într-un programel de pe telefon, care vreți voi, videoclip sau orice program de editare pe telefon, dați totul în reluare, după care postați. Haideți să arătăm rezultatul. Am selectat videoul, dăm revers și iată cum se face. Haideți să vedem cum decurge totul. Așa. Decupăm un pic. Erica toarnă acum acolo. Așa. Trebuia să te miști un pic. O să-i dau un pic de viteză aici. Pui sticla înapoi. Și... incredibil! Nu a curs nimic! Ați văzut? Acesta a fost rezultatul. O să-l vedeți și pe TikTok. Bravo, Erica! A ieșit super! Yay! Și următorul TikTok va fi cel cu Andra Gogan, în care ea și aruncă așa, haine, așa, și se îmbracă. Ia, Erica, eu dacă îți arunc așa o haină, ia. Ia, nu se îmbracă, nu merge TikTok-ul ăsta. Haideți totuși să vedem cum. Uitați care este TikTok-ul original. Acum că ați văzut videoul, haideți să încercăm și noi să facem TikTok-ul. Eu am să mă dau așa, Erica, aici. Tu stai acolo. Stai să țin camera așa, să o fixez aici. Mai bine țin. Hai că țin așa telefonul în mână. Mă descurc mai bine, n-avem trepied și asta e situația. Ne descurcăm cu ce avem. Hai, și începem, da? Fii atentă. Îți aruncă asta și... 1, 2, 3 și... Stop, îmbracă-te repede. Și... Nu, dă înapoi, că nu trebuie să dau. Dă înapoi, păstrează-ți poziția, dă-te înapoi, așa, și... 1. Hai, cred că am dat tot peste cap. Tata, ești pregătită? Da! Hai să începem! Am dat drumul la cronometru. 3, 2, 1, și... Așa, îmbracă-te. Gata. 3, 2, 1. A prins-o. Ai prins-o, stai să văd. Hai că e bine, e ok așa. Ok.
Îmbracă-te! Hai! Faci așa, wow, și inima, da? 2, 1... Așa. Acum îmbracă-te și cu aia. Cea mai grea parte e asta, care Erica trebuie să se îmbrace și eu să stau nemișcat. Aiurea să stai așa nemișcat. E? Și să te îmbraci cu multe haine. Îmbracă-te acolo cu multe haine. La noi între timp a venit și ploaia. Oh. Aproape că da. Așa, dă-te Codrin la o parte să nu apari în cadru, mulțumesc. Și Erica, acum faci așa, wow, te uiți așa în jos și faci așa, wow, bine. Și pui ok și faci o piruietă, da? Hai, 3, 2, 1. Wow. Așa, hai să vedem și cum a ieșit. Așa iese. Și tot setul de haine a venit perfect pe Erica! Bum! Wow! Bravo, tati! Aia se dezbracă că nu mai poți de cap! Deci a ieșit super! Punem aici mai departe, îl dăm în drafturi. Gata, hai să te ajut repede să te dezbraci, să trecem la următorul TikTok! La următorul TikTok vom avea nevoie de o cală! Și de niște bomboane colorate, pentru că Erica va fi nevoită să sară în cană. Eu voi vrea să fac cu bomboanele colorate, vreau să fac aici o chestie așa în cana asta. Și Erica va sări înăuntru și eu îi voi turna în cap bomboane. Haideți să vedeți despre ce este vorba într-un TikTok pe care l-am văzut noi pe mai multe canale. Acum că ați văzut, Erica, tu ce faci? Tu ai să te urci aici pe masă. Da. Și eu am să mă dau așa aici. Au. Îmi pregătesc așa cana pe sub por. Așa. Și punem așa să se vadă cana. Și o poziție mai incomodă, ca asta nu prea am găsit. Dar e ok așa. Deci, fii atentă, te pregătești, da? Da. În 3, 2, 1. Cap, așa. Stop. Hai, ține, bagă câteva în gură. 2, 3 le pui în gură, da? Așa. Și mai am pe două și ți le pui așa ușor pe cap și când te dai jos faci așa wow. Și ia și în mână câteva, da? Ții câteva și în mână și când dai așa cu mâna pe păr le dai drumul, da? Ca și cum ți-ar vedea din păr. Așa. Capul la cutie. Bag capul la cutie și după aia spre alea, da? Și fii atentă la timer și scuip și alea din gură când te ridici, da? 3, 2, 1, sus! Bine! Și din cap, așa! Așa, așa! Super! Ia uite să vedeți rezultatul ăsta este... Am pus acolo bombonelele și... Hai că a fost bine! A fost bine! A fost bine așa! Deci... Încă un life hack, adică life hack, încă un TikTok recreat pe care îl veți vedea pe contul Erica-i de TikTok. Haideți să vedem TikTok-ul în care Erica a învățat să zboare. Deci, avem video original. Dar, secretul este următorul. Erica, tu va trebui să sari de acolo. Sari odată așa. Cu picioarele sus, te oprești, faci un pas, sari din nou, faci un pas, sari din nou și tot așa. Întâi salvăm în memoria telefonului și pe urmă vă explic ce e de făcut. Da? Hai, eu stau aici și te filmez. Trebuie să, deci, sari, faci un pas. Hai, 1, 2, 3 și...
Și acum trebuie să intrăm tot așa într-un program de editare și să decupăm. Decupăm momentele când Erica este deja cu picioarele așa în aer. Sperăm că v-a plăcut acest video. Și nu uitați voi să vă abonați acolo, să dați multe like-uri. Și dacă vreți să încercați și voi acest TikTok săritor sau oricare altul, puteți încerca pentru că sunt foarte ușoare de realizat! Ați fost pe canalul AKMS Channel și pa, pa!